Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cotidian Educativ. Am plăcerea ca în această zi să am în platoul emisiunii noastre pe doamna profesor Ioana Ciobanu, director al liceului Basile Alexandrii din Săvoani. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată în studioul CNS, doamna director. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Doamna director, o școală aflată într-o competiție acerbă cu tot ceea ce înseamnă unitate liceală pe zona Romanului în special, dar și cu licee de prestigiu din țară. Cât este de greu de condus o asemenea școală? Da, este complicat. Este o unitate mare. Avem inclusiv învățământ preșcolar, adică de la preșcolar până la liceal, cu problematică complexă, pentru că sunt și copii a căror părinți lucrează în străinătate. Asta este caracteristica, de fapt, a unității noastre școlare. Avem de la copii care pot să facă performanță până la copii care au probleme de adaptare, copii cu părinții plecați în străinătate, copii cu CES. Este o problematică complexă. Bine, problematica aceasta e valabilă și pentru alte școli, dar poate cu atât mai mult în zona dumneavoastră, unde foarte mulți părinți de ani buni de zile sunt plecați la muncă în străinătate, copiii rămânând acasă fie cu un părinte, fie cu o rudă apropiată. Cam câte situații de genul acesta aveți? Avem 100 și ceva de copii, variază, la unile mai vin părinții acasă, la unii dintre ei alți părinți mai pleacă, variază, dar în jur de 80-100 de copii care sunt cu părinții plecați în străinătate. La noi, mai mult decât la alte licee, nefiind o selecție, pentru că elevii doar trec școala de la învățământul gimnazial la liceal, noi primim toți copiii. Dar vin și de localități din jur mai vin. Da, avem din satul Gheri, din satul Pildești, ne vin și ei, da. Dar noi nu-i selectăm pe cei, îi primim pe toți. Și e normal să fie așa, să-i primim pe toți de la învățământul gimnazial ai noștri la liceu. Bun. Și este o problemă și a acestor copii pentru care școala mai mult ca în altă parte, să zicem mai mult decât în mediul urban sau dacă se poate spune așa, trebuie să suplinească lipsa aceasta a părintelui plecat. Știm adesea că acești copii se aud doar mai nou cu mijloacele astea moderne, prin Skype, prin WhatsApp și așa mai departe, se mai pot vedea și asta a mai suplinit oarecum. Dar oricum, prezența fizică a unui părinte este foarte greu de suplinit. Nu poate fi înlocuit, așa este. Și este foarte greu să ajungi cu un mesaj educațional la acești copii. Avem psiholog care ne ajută, sunt diriginții care fac diverse activități, dar este greu. Nu se poate suplini clar lipsa unui părinte. Cu toate acestea, Liceul Săbăloani este cunoscut ca o școală foarte bună de chimie, cu rezultate an de an, performanțe. Cum mai stați în ultima vreme după plecarea surorilor Țărnă? Una studentă la medicină militară, a doua la... Termină anul ăsta studenta de la medicină la București și a doua la facultatea de chimie din Cluj, a doua soră. Nu am mai avut copii care să facă performanța lor, pentru că au fost locul 2 pe țară la chimie în anul când a fost Mihai la Țărnă, dar nu mai avem performanță, dar la chimie. Dar au venit la alte obiecte. Anul ăsta avem 3 calificări la național, avem 2 la religie romano-catolică și avem la educația tehnologică. Vine educația tehnologică să suplinească, să spunem, chimia. Nu spunem că rămânem aici și că așa o să fie, nu o să mai performăm la chimie. Profesorii sunt aceiași. Noi sperăm că în timp o să apară din nou rezultatul. Și știu că la un moment dat surorilor Țărnă le venea din urmă un băiețel, mai este băiatul respectiv în liceu sau a terminat și el? Da, a fost un băiat care anul trecut a fost șef de promoție la automatizări și calculatoare din Iași. Și acum face un master la București de robotică. Deci a terminat și el facultatea? A terminat pentru că el... Ce cresc copiii aceștia? Mihaela face 6 ani, el a făcut doar 4 și a fost șef de promoție la Iași, la automatizări și calculatoare.
Așa. Și după cum spunea dumneavoastră, specificul acestei școli este acela de a fi oarecum eterogenă populația școlară și din cauza aceasta este un efort suplimentar al colectivului didactic care trebuie să suplinească și știu eu lipsa de instrucția părinților sau că acești copii provin și din familii modeste și... Mai nou, cu ceea ce trebuie să luptăm, este lipsa unei motivații. Ei mai nu primesc un mesaj așa discret, că școala nu ar fi atât de importantă și un mesaj mai periculos, spune în ziua de astăzi, pe care le primesc, cred că nu numai copiii de la școala noastră, că învățământul românesc nu ar fi bun. Eu v-aș putea contrazice din punctul acesta de vedere, pentru că eu am nepoata care a urmat liceul de arte din... De fapt, a plecat când era în clasa 10-a la liceul de arte din Iași și a plecat la Londra. Ei, vreau să spun că acești copii ai noștri acolo reușesc să fie primii, să facă performanță. Bine, ei și alți. Păi tocmai asta vreau să vă zic. Ceea ce au căpătat la noi au o cunoștințe solide. În schimb, meteahna veche a școlii noastre, o știți că amândouă suntem cadre didactice, supraîncărcarea programelor. Deci, v-aș contrazice. În momentul în care transmitem copiilor că este supraîncărcată programa și muncesc prea mult, deja nu le facem bine. Dar nu-i vorba să le transmitem lor, ci cadrele didactice trebuie să fie conștiente că foarte multe din noțiunile pe care acești copii le nu le sunt folositoare în viață. Și că dacă observați în ultima vreme, avem performanțe, vârfurile, elitele care fac performanță la olimpiade școlare, concursuri, dar avem și marea masă a copiilor din care se vor recruta viitorii analfabeți funcționali. Din păcate, așa de mulți în societatea noastră. Da, este lipsa motivației, de care vă spuneam eu. Eu cred că orice învață copilul, fiind profesor de biologie, vă spun că orice experiență ajută la funcționarea creierului, nici nu ne dăm seama. Deci creierul nostru stabilește niște autostrăzi. Cu cât circulăm mai mult pe autostrăzile pe care ne creăm creierul nostru, cu atât suntem mai adaptați la schimbare, cu atât suntem mai adaptați la nou și la magazinarea multe cunoștințe. Eu mi-amintesc, apropo de asta, și le spun copiilor mei, când mi se pare că ceva e impus. Mi-amintesc cum mama mea lucra la un sediu al unui CAP. Iar eu, jucându-mă pe acolo, am găsit în pod o carte, se chema o carte de pedologie. Era o carte foarte groasă, un volum care mie așa mi s-a părut de atrăgător și am început să învăț, fără să-mi ceară nimeni, tipurile de soluri. Și le știam toate cernoziomurile și toate caracteristicile, deși eram mică. Cred că eram clasa 5-6. Am făcut facultate de biologie și știu că m-a remarcat profesorul la pedologie pentru că știam atât de bine solurile, mi-au plăcut. Deci nu știm viața când îți prind bine noțiunile noastre și nu este mult. O școală serioasă, să știți că lucrează foarte mult. Și nu numai că lucrează foarte mult, au și reguli foarte stricte. Cu cât lucrează mai mult, cu cât au reguli mai stricte, bun, da, cu atât e mai bun. În Uniunea Europeană, totuși, sistemul de învățământ românesc este și cel mai supraîncărcat. Deci, sunt de foarte multe ori, nu toți elevii au aceeași capacitate intelectuală, asta e nenorocirea. Nu toți au, da. Aici avem o problemă că nu îi ajutăm suficient pe cei care nu pot, să spunem, să memoreze sau să dea note foarte bune. Ei și-ar putea să-ți găsească un talent și este ca o miduță aia care trebuie să hrănească și să înfărească. Toți copiii cred că ar putea, dacă li s-ar descoperi aptitudinile și talentul din care ar putea să... Asta este adevărat, dar s-au făcut și foarte multe greșeli după Revoluție în sistemul de învățământ românesc. Desființarea bruscă a școlilor profesionale, ca acum să se revină după ce am distrus totul și așa mai departe, iată că... Nu ține de învățământ, consecințe. Nu ține de învățământ. Ține de economie. Iar suntem tentați să blamăm învățământul. Nu ține de învățământ, părerea mea. Dacă întreprinderile nu au mai fost bucuroase să primească elevii la practică și să învețe și să fie dispuși și nu s-a lucrat aici... Da, s-a ajuns la criza asta adâncă de forță de muncă pe care
cu greu mai putem să, acum mai ales exodul în străinătate de forță de muncă a fost iar una din cauzele. Dacă o să ne străduim, să-i aducem înapoi pe cei care au, care au plecat și care au lucrat în străinătate, va fi un mare câștig. Da, dar greu din cât cunoașteți dumneavoastră, din cât săbăoneni ne-au plecat acolo, cât s-au întors, să și reușească să facă ceva. Eu am găsit câțiva cu care chiar lucrez. Să zicem că am nevoie în construcție, să zicem că am nevoie de mobilă, simt meseriașul care a fost în străinătate și lucrează altfel. Și am zis că este o chestiune care poate fi exploatată. Dacă vrem să reușim. Vor mai trece câțiva ani buni. Probabil nu este o soluție de mâine. Haideți să ne întoarcem la proiectele educative ale liceului dumneavoastră. Cam ce aveți în perioada aceasta? Am finalizat un proiect Erasmus Plus de mobilitate în Portugalia. Am fost cu copiii în Portugalia, iar profesorii, doi dintre profesori au fost și în Cipru, un proiect de mobilitate pe IT, profilul matematică informatică, specializarea matematică informatică a avut această posibilitate. Am fost și eu într-o mobilitate în Portugalia, o experiență foarte interesantă. Am finalizat și un proiect Erasmus în Spania, tot de mobilități, asta a fost acum 2 ani, iar în toamnă am finalizat proiectul cu Portugalia. Astea sunt cele mai consistente. Vizita pe bază de reciprocitate a avut loc? Nu. Am fost numai noi. Niște firme de exercițiu de practică la firme efective. Și urmează să primiți și... Nu. De asemenea, săptămâna viitoare, că suntem în școală, altfel pregătim desfășurarea unui proiect drag școlii noastre și care capătă tradiție, care se cheamă Basarabia, acest pământ care ne doare, în care avem în fiecare an invitați de marcă. Anul ăsta vine un domn profesor universitar de la Universitatea din Chișinău și ne vorbește despre experiențele lui și despre ce s-a întâmplat cu, în general, au experiențele lor, familiile lor, cum au fost deportați și sunt niște experiențe tremurătoare. În fiecare an am avut în cadrul acestui proiect efectiv persoane care au fost deportate, persoane care au trăit niște lucruri acolo și pe care le exprimă foarte frumos. Anul trecut am avut și 10 copii care au fost cazați în familiile din Săbăoani și au susținut un program artistic, au fost cu profesorii lor, o experiență foarte interesantă. Ai noștri... Au fost și ai noștri, da, în schimb de experiență, da, dar asta intenționăm să-i chemăm la noi în de sărbătoarea satului, undeva prin august. Deci, pentru că acum e săptămâna mare la noi, acest proiect al dumneavoastră mi-aduce aminte de vizita săptămâna trecută la Romana academicianului Alexandru Dabija, care a venit chemat de Uniunea Scriitorilor și au inițiat aici o caravană a scriitorilor și povestea, îi repușa domnului deputat Leoreanu prezent la manifestări, faptul că nu există voință politică de Uniune, pentru că s-a făcut acel pod de flori, s-a făcut acel pod de cărți care este foarte solid, s-a făcut acel pod de credință și așa mai departe. Trebuie doar să mai existe voința politică probabil, la celor două conduceri politice a statelor pentru această Uniune. Dar iată că astfel de manifestări... Da, noi avem șansa pentru că în rândul cadrelor didactice avem o doamnă profesoară originară din... Doamna Angel Nadejda. Da, doamna Angel Nadejda este cadrul didactic titular și președinta Asociației Probasarabia și Probasarabia, da. Și în parteneriat cu ONG-ul ei organizăm acest proiect. Și avem șansa și ea se ocupă și din cauza asta. Este o diversitate și noi... Cât simt copiii noștri, că ai lor simt mai multe, e o nostalgie, e o dorință de... E o durere, deci ei sunt foarte implicați. La un moment dat chiar mă gândeam dacă este normal să... Sunt foarte emoționante să le alimentăm speranța și dorul lor de patrie și dragostea, patriotismul autentic și la noi pare oarecum formal. Da, nu știu cât pot să înțeleagă ei, dar eu mă referam acum la copiii care vin de dincolo de Prut. E foarte greu sentimentul ăsta, îl trăiesc atât de profund. Bine, cred că și sunt învățați, le se transmite, cred că au văzut foarte multe acolo, este ușor să-i judecăm acum, dar
Sunt niște experiențe, la un moment dat, chiar grele, așa. Foarte mult li se pune în numărul acelor încărcătură copii. Încărcătură emoțională. Da, încărcătură emoțională. Mie mi se pare un pic cam mult. Ai noștri reușesc să surprindă și ei, zic eu, suficient. Nu este prea greu pentru ei sau prea mult. Dar eu, copiii aia care vin de acolo, mi se par încărcați foarte greu. Spuneți-mi ce urmează, care este viitorul liceului și în general școlii de la Săbăoani după acest exod masiv al populației spre Occident? Se resimte scăderea populației? Da, deci în anul 1999 sau în 2000 când am venit eu, la liceul din Săbăoani erau 2000 de copii, iar acum avem undeva la 1999, depinde de care vin și care mai pleacă de la noi, deci s-a înjumătățit populația scolară. Da, este o problemă. Este o problemă și cu structura de la Traian, unde de la anul nu mai avem învățământ gimnazial. Și îi veți aduce cu microbuzul? Da, o să-i aducem la Săbăoani. De la anul s-a desfințat învățământul gimnazial. Este o problemă. Noi încercăm să ne menținem. Încercăm să ne menținem măcar la nivelul la care suntem acum, în ceea ce privește procentul de promovare la BAC, la care ținem foarte mult. Să menținem la 60-70%, deși în alți ani am avut mai mult, trebuie să recunoaștem. Bun. Care este viitorul acestor copii după absolvirea liceului? Au viitor. Eu insist mereu pe lucrul ăsta. Au viitor și trebuie să profite. Au niște profesori extraordinari, atât la Săbăoani, cât și la facultățile în care se duc. Important este să profite ei și să se implice în propriul proces de dezvoltare, în propriul proces de învățare. Să se obișnuiască să învețe și să muncească foarte mult pentru că au viitor. Deci copiii noștri atunci când pleacă la facultate se pot descurca. Avem șef de promoție inclusiv la facultatea de automatizare și calculatoare și la medicină am avut șef de promoție. Un copil care a fost admis al treilea pe listă a ajuns să fie șef de promoție. Au viitor, exact asta încercăm să le transmitem, că au viitor. Bun, și câți din acești copii rămân înapoi să lucreze aici în România? Că asta e marea drama noastră, exodul... Da. Care continuă. Deci societatea românească n-a reușit să facă suficient pentru a păstra acasă, suficient din punct de vedere material, că în fond cam totul aici se rezumă. Lucrurile cred că se vor așeza. Chiar cred că dimineață mă uitam la un reportaj în care arătau cam cât câștigă o femeie care lucrează într-o casă, un program fix, permanent, cu un bătrân de zonă pe care îl îngrijește. La noi sau în Italia? În Italia. Era undeva la 900 de euro. Ei au început să scadă. Dar acum serviciile noastre, inclusiv la buget și în învățământ, au crescut. Deci acest 900 de euro bugetare, care... Dar în mediul privat este altceva. Este foarte greu. Ei ar trebui să profite de lucrul ăsta. Eu mereu încerc să le transmit lucrul ăsta. Dar nu se găsesc numai la bugetari. Că pot în țară, da, că pot în țară să-și descurce noi. Dacă nu reușim să le transmitem lucrul ăsta și ei se pot descurca în țară, dacă rămân într-o afacere, la buget, la un privat, dacă sunt buni, patronii au nevoie și o să ridice afacerea. Asta este mesajul pe care încerc eu să-l transmit. Da, dar în același timp patronii sunt terminați din punct de vedere financiar. Cu fiscalitatea excesivă de la noi în România este foarte greu să mai găsești resurse și pentru plata la nivelul decent, să spunem, nu vorbim nivel occidental, dar la nivel decent al forței de muncă. Eu mă gândesc acum, se poate să aveți undeva dreptate, nu mă gândesc la marea masă, dar mă gândesc la câțiva cu care mă întâlnesc, care sunt foști elevi de-ai mei, care sunt medici, care lucrează la Ion, care lucrează ca asistent vorbim social. Vorbim în companii din astea multinaționale, aici sunt mult mai bine plătiți categoric. Da. Și eu mă gândesc la ei și pe ei dau exemplu. Noi trebuie să-i ajutăm și trebuie să le transmitem un mesaj pozitiv apropo de unde se pot realiza, pentru că mirajul Occidentului este totuși un miraj. Mereu. Deci, cei care vin din străinătate le transmit acest mesaj. Uite ce bine mie, că vin vara cu mașina acasă, uite ce casă am, dar eu le spun să fie atenți că în casele alea nu stă nimeni. Aici e mare drama și la mine. Casa este goală. Și va fi din ce în ce mai greu de întreținut aceste locuințe care rămân aici. Copiilor nu se simt acasă cu bine. Copiilor și asta este o dramă, tu trebuie să vii aici pentru drama că vrei de să... Da? Da? Mașina și-o plătit-o cu prețul sănătății. Sau au închiriat-o foarte multe ori. Și este un mesaj fals pe care îl dau.
Și i-am orientat și să fie mai atenți la cei care au rămas în țară și care s-au realizat în țară. Da, dar vedeți că munca noastră, a celor, a cadrelor didacticelor, care lucrăm efectiv în sistem, acelor care lucrează efectiv în sistem, este dărâmată de ceea ce se întâmplă la nivelul politic, unde statul nu este capabil să facă politici coerente de susținere. Din păcate, folosim cuvântul politic când vorbim de învățământ. Da, din păcate, dar totul e coordonat de politică. A fost o minge de ping-pong învățământul în diverse situații. Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă cu partea aceea a elevilor, acea parte care se pare a fi destul de numeroasă, care nu au atât de solide cunoștințe încât să facă față, se pot îndrepta de la Săboan spre o școală profesională? Aveți în perspectivă și clase de școală profesională? Da. Categoric trebuie să facem ceva și pentru copiii aceștia. Sunt copii care pot să facă doar o școală profesională, dar eu aștept ca să aibă unde să facă practica. Când vorbim de schimbări de genul ăsta, părerea mea este că dacă nu vorbim și de sume de bani și dacă nu alocăm bani, vorbim degeaba. Indiferent ce schimbare se va face. Dar la ora actuală, ce faceți dumneavoastră cu această categorie de copii care nu sunt capabili să țină pasul cu noțiunile programei de liceu, să zicem? Da, nu toți au la facultate, categoric. Categoria care nu care e la facultate, se duc în străinătate o parte din ei și eu încerc să le spun să rămână totuși în țară. Se mai angajează și la român sunt destul de mulți navetești. Deci mai angajează, dar dacă ei n-au pregătirea tehnologică, aceea, meseriei. E normal să califice la locul de muncă, dacă n-au reușit să califice în școală. Mai puțin un patron care este interesat. Cât de cât mai iau undeva pe la în curs de, știu eu, de pregătirea unei școli de ucenici la TEF și încolo, mare lucru nu. Un minut, doamna director, mai aveți, vorbiți în acest minut de proiectele pentru până la sfârșitul acestui an școlar. Până la sfârșitul acestui an școlar implementăm un proiect care iar mi-a fost drag sufletului meu, care se cheamă Grădi Biblioteca, un proiect la care ne-a invitat Asociația Ovidiu Rău, pe care eu nu știam, dar la care am descoperit niște specialiști, de la care am învățat niște lucruri ca și director, de exemplu, trebuie să te mai duci în grădiniță să le citești copilor o poezie. Nu mergi doar atunci când simți că un copil este bolnav sau un copil s-a lovit. Trebuie să mai mergi între copii și să le mai citești o poezie sau la învățământul gimnazial să le mai transmiți câte un mesaj pozitiv. Deci este un proiect care se numește Fiecare copil merită o poveste și în care ne-a chemat Asociația Ovidiu Rău. Și ne pregătim pentru o vizită a Racipului și cred că asta spune tot despre timpul pe care îl avem, ținând cont că vin competențele pentru examenul de bacaloriat, ținând cont că vine examenul de evaluare la clasa 2-4-6 și ținând cont că vine evaluarea la clasa 8-a. Care au fost rezultatele noastre la evaluare și la BAC, dar asta în jumătate de minut? Pe disciplină aproximativ 50-56%, cam așa. Ceea ce înseamnă normal sau mulțumitor? Nu mulțumitor. Trebuie să mai lucrăm. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm aici oricând aveți... Dacă mă mai primiți, dacă mă mai chemați, mulțumesc frumos. O zi bună. Mulțumesc.